Starting school in a new city. Începerea școlii într-un oraș nou poate fi descurajator, mai ales dacă e în celălalt capăt al lumii. Când am venit aici, toți erau diferiți, se comportau diferit cu mine, mă simțeam exclusă. La vârsta de 7 ani, Luisa Irankanda și familia ei au părăsit Africa și s-au stabilit în Des Moines, Iowa. Nu știam unde e America, auzisem doar că e minunată și că banii cresc în copaci. Luisa nu vorbea limba engleză și a fost foarte greu să se integreze. A fost foarte greu. Am fost hărțuită. Când am venit aici, nu aveam păr pentru că mi s-a spus să-l rad. Nancy Morazzi este de origine africană și trăiește în Des Moines. Ea a observat cum se zbat refugiații, mai ales fetele tinere. Am înțeles că trebuie să înființez un program unic ca să ajut fetele ca să știe că îi susținem. După ce a înființat un curs de dans, a observat o schimbare de atitudine. Am început să lucrez cu studenți refugiați și am înțeles că avem o mare oportunitate de a influența studenții cu venituri mici. După acest mare succes, a căutat alte căi pentru a da putere copiilor. Atunci Dumnezeu i-a pus pe inimă programarea. Am avut această ambiție de a învăța pe copii cum să facă programare, dar nu aveam o încăpere. Dumnezeu este bun. Când El îți dă o sarcină, îți dă și mijloacele pentru a împlini acea sarcină. Ea a găsit o biserică care să găzduiască orele și un voluntar în domeniul informaticii care să predea programul pe care ea l-a numit PAI-151 în căutarea inovației. Încercăm să vedem cum să îi învățăm pe acești copii ca să nu avem așa de mulți copii care cresc în sărăcie. Dacă ești sărac și nu ți se dă o oportunitate, rămâi în sărăcie. Și atunci ce se întâmplă cu acei copii? La ore pot veni atât fete cât și băieți. Fiecare student vine dintr-o țară africană distrusă de război. Acum 10 ani, unii dintre acești copii nu vorbeau nici măcar engleza, însă acum, datorită programului PAI-151, acești copii de 15, 16, 17 ani învață cum să construiască roboți și să-și facă propriul site. Nu este ușor să găzduiești un astfel de program gratis timp de un an. Ei se bazează pe donații pentru tot, de la calculatoare, la profesori și la obstacole neașteptate. În ciuda dificultăților, credința lui Nancy a rămas neclintită. Nancy's faith stands strong. Când Dumnezeu îți arată o nevoie, El vrea să acționeze în acea privință. El spune să întâmpini acea nevoie. Atâta timp cât îl ascult, El este alături de mine. Vom lupta pentru ca fiecare copil pe care îl cunoaștem să primească o oportunitate. În urma acestei lupte au apărut mulți studenți care nu credeau că vor absolvi liceul și totuși au primit o bursă de facultate. În câțiva ani, voi obține o diplomă de facultate în domeniul informaticii. Mă fascinează, vreau să văd cum funcționează un calculator și să ajut și pe alții. Statul Iowa i-a oferit lui Bonito o bursă și astfel a devenit primul membru al familiei sale care merge la facultate. Nu m-am așteptat la așa ceva, însă iată-mă aici. Aceasta nu este singura poveste de succes. Am învățat cum să programez și cum să folosesc CSS și HTML. Până acum am construit un site. Știu că Dumnezeu a fost alături de mine și că va întâmpina mereu nevoile mele. Luisa are doar 15 ani, însă cunoștințele din prezent o pot ajuta să aibă un salariu mai mare de $1,500. Datorită programului PAI-151, copiii care cândva se simțeau respinși și nu puteau comunica cu semenii lor, acum au un viitor promițător. Reporting from Iowa, Abigail Robertson, CBN News.